Până la Crăciun înseamnă că anul va fi răditor.
Pentru că se afle cât de rodnic va fi anul care vine să pui o babă de greu într-o farfurie cu apă. Cât de des va răsări greu, atât de bogat va fi ricota. Acel greu nu se aruncă, dar se dă la căsă. Deci, lucruri interesante am aflat noi astăzi, care trebuie transmise mai departe, dar după tradiție vom termina și ajutoarele noastre cu un dans. După cum știți, totul ce pot, cum pot,
vin și la dumneavoastră. Sunt pentru prima dată în, la o activitate și vreau să mulțumesc doamnei director și întreg colectivului pedagogic pentru invitație și pentru această seară foarte frumoasă. Am parcurs împreună o călătorie în timp și spațiu, cu o incursiune profundă în rădăcinile neamului nostru. Ne-am afundat în tezaurul tradițiilor și obiceiilor. În profunzime am savurat din această bogat, sau mai bine zis, spiritualitatea pe care ne-a lăsat-o strămoșii. Și după cum a afirmat doamna în ultimele cuvinte, ceea ce avem mai scump sunt tradițiile și obiceiurile care ne definesc ca neam. De aceea mă bucur că aici, în școala dumneavoastră, se păstrează și ați scos din lada bunicii aceste frumoase costume populare și chiar astăzi, de Ziua Națională României, ați organizat această activitate. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc sănătate, pace și să dea bunul Dumnezeu totul ceea ce vă doriți, aceea dorință pe care o aveți în ungherașul sufletului ascuns, să se îndeplinească anume acum, cum ne-au dorit fetele în seara de Sfântul Andrei. Indiferent când sărbătorim, cum sărbătorim, important să fim cu toții sănătoși și sperăm cât mai devreme să se proclameze pacea. Am adus în dar un set de cărți. Este o carte care a apărut recent. De ce am luat-o? Pentru că vorbește despre tradițiile și obiceiurile satului Boian. Fiecare sat are tradițiile sale și cu ce se mândrește cea mai mult. La răspântia Boianului și Perderele Negre este un roman scris de Viorica Chibacu Ciureanu. Autoarea acestui roman este însăși personajul principal. Vorbește, nu în zadar am luat aceste cărți, pentru că descrie foarte frumos tradițiile și obiceiurile satului Boian. Este un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, de aceea vă invit să le citiți, pentru că este o parte foarte interesantă și sperăm și dumneavoastră veți scrie în continuare, mă refer la toți, și copilașii și dumneavoastră, să scrieți un roman, să lăsăm și noi o urmă pe acest pământ. De aceea, sănătate, pace și vă mulțumesc pentru că dacă dumneavoastră ați făcut-o și regina de pe perete să toarcă, înseamnă că tradițiile nu vor dispărea. Sănătate, pace și să dea bunul Dumnezeu să ne reîntâlnim. Mulțumim ostașilor noștri pentru că ne-au dat posibilitatea și ne dau posibilitatea să zâmbim și am avut astăzi frumoasă ocazie să ne întâlnim în această frumoasă aură a sărbătorii. Și deoarece suntem un plan de sărbătoare, pace, sănătate și Micul Iisus care va veni să ne aducă totul ceea ce este cel mai bun și cel mai frumos în viața aceasta pământească. Vă mulțumesc enorm de mult! Stimați oaspeți, părinți, stimați profesori și dragi, aș vrea cu cuvinte de mulțumire să închidem sărbătoarea noastră de astăzi. Le sunt recunoscătoare tuturor profesorilor, părinților și le mulțumesc din suflet elevilor pentru această frumoasă sărbătoare. Eu personal, sper și vreau să spun așa cuvinte. Cât îmi va da Dumnezeu putere, sănătate, am să mă stărui să nu dau uitării tradițiilor satului nostru.
cu această minune. Încă o dată, și eu vreau să vă doresc la toți sărbători fericite, pace, sănătate și numai bucurie. Acum, elevii, pentru ei, au pregătit masa de sărbătoare. Eu la camera, pregătiți? Să-ți luăm. Sărbătoare, plăcut mai departe. Vă dau masă.